Hidroconstrucția s-a ales cu o amendă de câteva zeci de mii de lei în urma anchetei Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj cu privire la accidentul de muncă în care doi angajați au fost surprinși de o explozie în subteran în zona Valea din defileul Jiului. Amenda se ridică la 10.000 de lei. Societatea a fost sancționată cu suma de 10.000 de lei pentru nerespectarea utilizării transportului și manevrului substanțelor periculoase. Cei doi angajați cărora capsa minieră pe care o măsurau le-a explodat în față au fost operați la Clinica de Oftalmologie din București, unde au fost transportați imediat după accident. Unul dintre salariații Hidroconstrucția riscă în continuare să rămână fără vedere. Până cele două persoane au fost operate amândouă de la București, se pare că doar unul riscă să-și piardă un ochi. Cei doi angajați rămân în continuare internați.